Doamnelor și domnilor, duminică sunt alegeri prezidențiale. E un moment important pentru România, iar duminică, întreaga zi, postul nostru de televiziune va arăta cum poate să trăiască o națiune un astfel de moment. Transmisiuni din toate colțurile țării. Cele mai interesante lucruri, cele mai importante imagini, cele mai importante declarații. Va fi un maraton jurnalistic de forță, așa cum se întâmplă odată la 5 ani. Cel mai bun maraton jurnalistic, duminică, la Antena 3, în locul în care am trăit împreună cele mai importante evenimente. Seara va fi de asemenea un spectacol fantastic, un spectacol în care veți avea prima informație, veți avea cel mai amplu exit poll care se face în România, curs avantgard. E un moment în care jurnaliștii, corespondenții, tehnicienii, producătorii postului nostru de televiziune vor face ceea ce știu ei cel mai bine. Să acopere un eveniment așa cum acei jurnaliști au demonstrat în atâția ani de zile că știu să o facă cel mai bine, duminică. Dar vedeți, noi nu facem nimic altceva decât să reflectăm ceea ce fac ceilalți. Reflectăm ceea ce până la urmă veți face dumneavoastră, pentru că votul este despre opțiunea dumneavoastră. Și în aceste zile, așa cum ați văzut și aseară, vrem să vă oferim cât mai mult din ceea ce vor oamenii, din ceea ce așteaptă oamenii și ceea ce n-așteaptă, temerile lor. Ce nu ați vrea să se întâmple în următorii 5 ani de zile? E o întrebare ce mie mi se pare importantă de adresat. De ce mai multe ori întrebăm pe oameni doar ceea ce își doresc, doar ceea ce vor, doar ceea ce cumva sperăm, dar sunt lucruri pe care nu le-am vrea. Ce nu am vrea să se întâmple în următorii 5 ani de zile în ceea ce urmează a fi primul mandat sau al doilea mandat după caz al președintelui Iohannis sau primul mandat al unui alt președinte? Ei bine, iată ce au răspuns românii la întrebarea în multe orașe din țară, la întrebarea de ce vă e teamă, ce n-ați vrea să se întâmple. Există ceva de care vă temeți în perioada următoare? Ne temem, domnișoară, pentru că nu mai e siguranță în țara asta. Nu mai e poliție, nu mai e justiție, nu mai e absolut. Nu știu ce se întâmplă. Mă tem de faptul că țara ar putea să ia o altă întorsătură în privința economiei. Vă temeți de ce? De o criză economică sau ce? Da, de o criză economică și mai ales din pricina faptului că majoritatea tinerilor au decis să plece în alte țări, acolo vor să lucreze. La noi în țară sunt foarte multe lucruri, posturi de muncă vacante, însă populația alege să lucreze în altă parte, ceea ce face ca economia țării automat să scadă, din punctul meu de vedere. Nu am de ce să mă tem de nimic, să-și facă datoria. Cine vine la putere, să-și facă datoria față de cetățeni, nu? Da, nu mai mă sperie nimic. În 89 până acum nu mai mă sperie nimic. Nu, să mergem înainte, cu Domnul înainte. Nu mă tem. Ne temem și de umbra noastră. Că nu ne măresc salariile, foarte mici salariile în România. Deci, pe timpurile astea, trăim foarte greu cu salariile astea. Ne temem de mai multe. De tot mai rău. Sincer. Muncim, dacă s-ar putea, 24 de ore din 24, ca să putem să trăim decent, ce pot să spun mai mult? Probabil că dacă taie din pensii sau... Da. Temerea este în privința pensiilor. În privința pensiilor am o temere. Într-adevăr, sunt văduvă de 3 ani și asta este problema. Da, când ne scumpește tot mai mult, ce-o fi? Păi normal. Toate ori fi aiurea în țară. Din cauza guvernului Orban. Nu ne temem de nimic. Eu, nu. România, spune omul, țara tuturor posibilităților. Și cred că din cauza că posibilitatea este de sus și neposibilități sunt jos. Cam asta e mare problema României. Da, pentru copiii noștri. În perioada următoare, viitorul copiilor. Deci nu-l vedem foarte roz. Adică schimbările astea așa peste noapte, nu sunt ok. Și în primul rând, nu se va întoarce înapoi să schimbe, măcar să prindă ei ce am prins noi. Deci am avut altă liniște în comparație cu ce au ei acum. Păi este teamă de ce ar putea să se întâmple în perioada următoare, că ar putea să se întâmple ceva? Da, s-ar putea să se întâmple. De exemplu,
pentru salarii, să nu le mărească sau pensii, mă rog. Și sunt și altele. Nu este teamă. Nu, sper că suntem oameni civilizați și va ieși totul bine, nu se va, se va ajunge la o înțelegere. Pentru noi, pentru pensionari, ne-e frică. Ce ar putea să se întâmple? Să nu se țină de cuvânt. Să nu se țină de cuvânt ce au promis ceilalți, PSD-ul. Nu, cred că lucrurile merg bine. Unde ar trebui să meargă? Mă tem că acum nu o să iasă iarăși la alegeri și iar o să fie scandal și... Mă tem să nu se revină la tăierile de salarii sau să nu se pună în aplicare majorările punctului de pensie, cele promise pentru anul viitor de PSD. Și, în principiu, ar fi multe, dar acestea două le consider mai importante. Nu. Cred că nu. Ar fi culmea să intrăm tot din eșec în eșec. N-ar fi bine. Vă temeți de ceva în perioada următoare? Nu, absolut. România este pe un drum care nu mai are întoarcere. Drumul Uniunii Europene. Nu mai tem de nimic. Trebuie să răscolesc ei între ei acolo, duceam cu ei. Că nu o să... vorba nu o să se facă continuare cu pensii, cu salarii, dacă el a început invers. Nu mă tem. Va veni o perioadă mai dificilă, austeritate, dar trece și peste asta. De sănătate, să fie sănătate. Descăderea pensiei, descăderea salariilor. Nu mă tem de nimic anume, doar că aș dori să fie, dacă oricine ar ieși, doar să facă mai multe locuri de muncă și să-i gândesc la șomeri. În următoarea perioadă eu mă tem că am o vârstă, dar altceva nu, că am făcut și eu de așa natură încât să nu fie frică de sărăcie. Teamă de ce? Nu avem nicio teamă. Da, am o temă de PSD-ul, că e un partid mare și s-ar putea să facă o noțiune de cenzură și să-l dea jos. De conducerea acestei țări cu oameni foarte slab pregătiți. Nu mă tem de nimic. Am trecut prin prea multe ca să mă mai tem la vârsta asta. Le-am văzut pe toate, pot să spun. Să fie mai rău decât atâta. Nu am o frică anume. Ideea e să iasă lumea la vot, pentru că contează, indiferent de situație și de ceea ce se va întâmpla după, și ulterior vom vedea schimbările promise din partea fiecăruia. Sincer, de nimic. Însă, na, știi, ți-e oarecum ciudă când vezi că toate țările se dezvoltă, iar tu rămâi în aceeași stare tot timpul. De ce te temi eu pentru următoarea perioadă? De slaba majoritate care o are momentan PNL-ul și, practic, poate nu vor putea să ducă la sfârșit programul lor de guvernare. Că o să fie mai rău, dar noi sperăm să fie mai bine cu nouă guvern. Nu mă tem de nimic. Numai să nu ne taie pensiile. În afară de faptul că o să devenim săraci lipiți pământului, n-am nicio teamă. Sunt sigur că se vor asigura cei de la conducere de treaba asta, mai ales cu toate împrumuturile luate de la Uniunea Europeană. Da, să nu fie sabotat. Nu, n-am nicio temere. Merg cu pieptul deschis, vedem. Să nu se înrăutățească situația, atât, adică... Da, știi să vă zic acum, temere avem în fiecare zi, din păcate. Că nu o să se facă nimic.